Ce oferte bune sunt la pensiuni de Paște, Nicu, dar scumpe ceva groaznic. Tot ce e românesc e scump. Mai bine mergi în Dominica în 10 zile cu banii dați pe 3 zile la o pensiune tradițională, serios. Ca acasă nu ne mai place. Auzi, auzi, vineri dimineața avem dejun cu bufet suedez. Până ne trezim noi, bufet somalez. Ah, și platou tradițional cu mozzarella, mortadella și roșii sherry. Dar guacamole cum făcea buna, nu au? A, uite, au cozonac fără gluten și pască fără... Să pască veganii, la noi friptura de miel e baza. De Paște, nu Paște, tot e scump, Nicu. 2 nopți, 500 de euro, ai nebunit? Ai văzut tu român sărac de sărbători? A, uite, cu Easter brunch, wellness... Dar în română nu au nimic în meniu. Auzi, cina festivă cu friptură de miel, borș, pastramă și ciorbă de miel, a? Dar zacuscă de miel nu au? A, uite, aici poți vizita obiective turistice. Uite, peștera Muierii, super! Dar să nu te superi! 6.000 de lei pentru doi adulți? Fai, Dar scump! chiar e musai să mergem undeva? A, fii atent! Oferta asta e bună, fii atent! Ci că sâmbătă putem să înroșim ouăle gazdelor. Ouăle cu gazdele. Asta ne mai lipsea. A, uite, putem juca și biliard. Îți place biliardul? Ouăle înroșite cu gazdele. Au și Wi-Fi gratuit, perfect. Să spui ouăle pe Instagram, A, și posibilitate de vânătoare de ouă în grădină. Ce drăguț. Nu, nu, mersi. Anul trecut, după 2 pahare de afinată, ai vânat ouăle patronului de la pensiune. Hai, mă, Nicu, zi unde mergem de Paște. Mă ajut și tu sau ce faci? Hai, mă, Nicu, eu cu cine vorbesc? Am zis să mă ajut. Wow! Mă, dar chiar ai făcut casa asta lună și bec. Cozonaci-s la cuptor, sarmalele sunt gata. Nu pot să cred. Și-am luat și vinul de la bun. L-am pus la rece. De care îți place ție? Tu ești un scump. Știi ce? Nici măcar nu mai caut oferte. Stăm acasă că avem de toate. Și de data asta, ouăle de Paște le înroșești tu. Mă ocup. Mă ocup. O chem pe mama vineri și se rezolvă. Ne ocupăm. Stai liniștit. Bă, știi ce? 6.000 de lei nu-i mult pentru 2 persoane în Dominicană. Fă rezervări. Plecăm de Paște acolo. Și iau și eu ala cu sarmale cu noi.